Toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Noi, Doamne, fericit cei sărași cu Duhul, că
Doamne, ție auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Să fim fericiți aici? Odată ce avem convingerea că Dumnezeu ne-a trimis aici, așa avem convingerea, că nu e atât alegerea noastră, cât o chemare a lui Dumnezeu. Dacă El ne-a chemat, ne va ajuta să ne și împlinim aici. Ca să zic așa, să dea Dumnezeu. Sper că v-a trimis Părintele Sfântul Calinic. Doamna Aurora spunea că Sfântul Calinic este între Sfinții, la care obișnuia să se roage foarte mult. Din cauza lui Andrei Scrima, care era îngropat. Și v-ați rugat pe Sfântul Calinic să vă trimită oamenii aici? Nu. M-am rugat o vreme de diversi sfinți, Ciprian, care să ne păzească de vrăjitori, Vasile cel Mare de diavoli, Spiridon cel Bătrân, că l-a făcut un amic de-al meu, a refăcut biserica de la New York, Sfântul Nicolae, că sunt născută. Deci aveam o serie de sfinți de care mă rugam în fiecare dimineață. Rugam mult. Eu am fost călugărit chiar de ziua Sfântului Calinic la Cernica.